Bine ați venit, dragi balanțe, la previziunile pentru luna decembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă previziunile ți se potrivesc, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi Balanțe, o lună decembrie cu schimbări, o lună decembrie frumoasă în care se întâmplă multe lucruri. În primul rând, accentul cade în luna decembrie pe anturaj, familie, rude, în mod special, zona aceasta, multe drumuri scurte, foarte multă legătură cu moșteniri, case, terenuri. Bineînțeles că este o lună decembrie foarte bună în care poți să schimbi niște lucruri extrem de interesante uh, legate de tine, legate de familia ta, legate de casa ta, dar sunt benefice, atenție, sunt extrem de frumoase. În primul rând vreau să vorbim despre luna plină din Gemeni care se petrece undeva în jurul datei de 8 decembrie, adică pe 8 decembrie, da, tu o să simți energiile și înainte și după cu câteva zile. Ce se întâmplă pe 8 decembrie? Păi luna plină e în conjuncție cu Marte retrograd din Gemeni și bineînțeles în opoziție cu Soarele din Săgetător. Ce ar spune aici că deodată încep să-ți schimbi perspectiva, încep să-ți schimbi ideile, principiile pe tot ce ține de Um, să spun așa, viața ta. Da? E ceva legat și de casă, ceva legat de familie. Poate pentru unii e vorba de um, niște activități pe care încetați să le mai, să le mai faceți. Da? Decizia nu vine radical, da? adică se începe o perioadă timp de șase luni de zile în care se închide așa ceva, doar că atenție că se revine puțin asupra acestei decizii, nu e chiar radical așa peste noapte Poate să fie și ceva legat de casa ta, da? ceva legat de familia ta Poate unii, nu știu, vă gândiți serios să vă întoarceți din străinătate în țară, dar definitiv Vedeți că mai aveți de făcut niște drumuri sau mai aveți de rezolvat niște chestii nu e chiar definitivă situația, dar în mare parte așa rămâne pentru alții e vorba de a închide ceva legat de casă, de familie, poate ceva legat de un parteneriat. De ce nu? Posibil și acest lucru. Rezolv ceva absolut fantastic pe, în jurul datei de 8 decembrie. Unii chiar primiți o veste foarte bună hă, legată de zona străinătății sau o veste foarte bună pe care o primiți hă, din partea Uh, unor persoane care sunt specialiste pe un anumit domeniu Dar în cele mai multe cazuri, eu simt aici că e vorba uh, și de tine Da, așa numai că deodată așa îți vine ideea genială și stai seama că e gata până aici Apoi luna nouă din capricorn pentru tine se petrece pe casa a patra casa a patra care reprezintă familie casă Și acolo uh, vezi că apar niște situații destul de ciudate, adică sub o tensiune cu membrii familiei sau sub o presiune legată de niște acte, de o moștenire, de hârtii, de documente acolo vezi că apare rezolvarea de ei, ca și cum ești pus la colț da? și se întâmplă. Ideea este că lucrurile sunt extrem de benefice pentru tine, uh, pentru că așa cum spuneam, în această lună decembrie, mai ales spre final, ești foarte bine susținut pe tot ce ține de acte, hârtii și documente. E ca și cum universul vine și te împinge așa de la spate spre o anumită uh, decizie care îți este extrem de benefică. Chiar N-am ce să comentez. Bun. Și vezi că e ceva legat și de un copil, sau ceva legat și de plăcerile tale, ceva legat de zona iubirii, adică și de acolo vin, vin oportunități. Alții, nu știu, vă gândiți serios să vă mai construiți ceva lângă casă și clar apar tensiuni din zona birocratică că trebuie să vă duceți după aprobări, după mai știu eu ce faceți voi. dar Depinde de fiecare idee că apare o noutate în casă, un nou membru al familiei, apare o noutate, poate să fie și ceva legat de un copil, atenție, deci se întâmplă ceva acolo, mai apare un copil în familia ta, nu neapărat tu acum să faci copii, cineva, da? Și de acolo apare discuția, de acolo apare situația. În alte cazuri, chiar e vorba de uh, o decizie a unui copil sau o decizie a unei persoane iubite. Deci se schimbă lucrurile, dar repet, în bine pentru tine. Asta e ok. Ce mai am să-ți transmit? Venus, guvernatoarea ta, pe. Uh, 1 și 11 decembrie, deci în această perioadă se află în semnul săgetătorului și de aici ai foarte multă susținere. Să faci drumuri, să negociezi, să te simți bine, te întâlnești cu rude, te întâlnești cu persoane dragi ție. vezi că e o perioadă bună în care poți avea tot felul de experiențe din aceste intense legate de rudele tale sau cei care sunteți singuri, puteți să cunoașteți pe cineva, dar printr-un drum scurt pe care îl faceți. Da? Adică vă duceți până la un eveniment lângă casă sau în oraș în care stați în, în, în eu știu sau în în zona în care stați voi și acolo poate să apară cineva. Da, repet, depinde de fiecare, faci tot felul de drumuri scurte, trăiești intens, se întâmplă lucruri, e frumos, da. sau în zona în care tu locuiești, poți să faci tot felul de călătorii scurte și lucrurile să funcționeze bine. Bun, ce mai am să-ți transmit aici? A, ah, și că vei fi foarte mult apreciat în această perioadă de către prieteni, de către rude, de către vecini, e totul bine și frumos. Apoi, 11-31 decembrie, Venus se mută în Capricorn și asta înseamnă că în această perioadă ești foarte bine susținut pe tot ce ține de schimbări majore legate de casă, familie, legate de terenuri, imobiliare, pentru alții pur și simplu trăiți o lună decembrie extrem de intensă în care se întâmplă lucruri, în care se rezolvă totul așa cu liniște și pace și cu armonie și cu tot ce vreți voi. Da? Ca o minune, pur și simplu totul se petrece și repet, vezi că un copil sau persoana iubită, cineva are un rol cheie în toată povestea asta. Nu știu, depinde de fiecare ce faceți. Sau o afacere pentru alții. Bun, Jupiter, marele benefic, în perioada 1-21 decembrie se află în semnul peștilor și asta înseamnă că ești foarte mult ajutat să-ți găsești un loc de muncă, să-ți pui acolo nemulțumirea și să fii promovat, să fii ajutat, lucrurile să se petreacă extrem de, de benefic pentru tine. De asemenea, poți să rezolvi și ceva legat de zona sănătății, pentru alții dintre voi, uh, ori uh, vă dați seama că dacă faceți mai multe plimbări așa liniștiți prin parc, după muncă sau când veniți acasă, da, vă dați seama că vă fac bine aceste ieșiri și începeți să vă simțiți mai bine. Uh, alții, cine știe, poate chiar apelați la tot felul de terapii din aceste alternative împreună cu tratamentele pe care le luați voi și o să vedeți că lucrurile chiar funcționează. Da? Pentru alții se rezolvă niște probleme legate de muncă sau de niște mașini de la muncă sau ceva legat de o navetă, de niște drumuri, nu știu, se repară autobuzul, rezolv probleme și așa mai departe. Ok. Apoi, uh, de pe 21 decembrie, Jupiter Marele Benefic intră în semnul berbecului. Da, mai am o informație să vă transmit și sper să nu uit. Uh, deci, Jupiter intră în berbec de pe 21 decembrie și aici te ajută enorm de mult pe tot ce ține de relații, asocieri, contracte, parteneriate, totul se rezolvă ca prin magie. Iar dacă ai vreun proces sau dacă ai ceva de făcut, tot înainte că ai noroc din plin, da? din plin. Chiar e în favoarea ta. Acum nu știu dacă se pot face demersuri în perioada 21 decembrie Uh, 31, dar na, dacă se poate, tu încearcă acolo că e ok. Că apoi intră și Mercur în retrogradare și mm, 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 nu prea e chiar atât de bine, dar o să discutăm în, în ianuarie despre asta. Ideea e că te bucuri de foarte multe lucruri în această lună decembrie și chiar de sărbători. Vei avea fiu, niște sărbători extrem de frumoase, extrem de intense. Încă o informație. M-am lungit, cred că cel mai mult la tine până acum. Vezi că în această lună se simte foarte intens opoziția dintre Lilith, din Drac și Pluton din Capricorn. Dacă ți-e teamă să faci vreun demers legat de casă, familie, legat de nu știu, o moștenire, de un teren, de ceva anume, fără teamă tot înainte, tot înainte, că de data asta e diferit. mai sta acolo și spune, auzi, da, da, trecutul, în trecut, ă, la instituția publică respectivă am pățit asta și s-a întâmplat asta sau mai știu eu ce probleme ai tu. De data asta nu e la fel, de data asta ți se cere să iei tu atitudine și vezi că e extrem de bine dacă faci asta. Deci pf, e superb, cel puțin de la anul încolo o să vezi minuni în viața ta. Gata, m-am lungit prea mult, mai continuăm la partea bonus. Hai să vedem și o carte oracol. Chiar îmi plac energiile pentru tine în luna decembrie, sunt frumoase mesajul este călăuzirea sublimă cerească. Deci, dragi balanțe, sunteți călăuziți în luna decembrie. Cineva vă ghidează, cineva vă ajută și chiar ar fi bine să, uh, să fiți și voi cât să parte de uh, intuitiv și să încercați să vă rugați foarte mult. Numerele importante. 1, 4, 5, 14. Dar simt aici că se vindecă ceva, se rezolvă ceva, te împaci cu cineva, ceva acolo se petrece. O puternică legătură cu zona vindecării văd aici. Și numerele importante, deja le-am spus, culorile. Albastru, argintiu, roșu. Foarte frumos. Arhanghelul Uriel este cel care te ghidează, cel care îți transmite următorul mesaj. Îți ofer darul profeției și puterea de a menține și transmite nealterate tradițiile spirituale autentice. Îți asigur protecția rapidă și eficientă în orice fel de necazuri. Foarte frumos acest mesaj. Deci ai o protecție specială, indiferent de ceea ce se întâmplă în viața ta în luna decembrie. Hai să vedem ce îți transmite tarotul, că eu personal sunt tare curioasă. Gata, e și prima carte. Dar mai mai insist puțin, așa simt. Și dacă ți arăt ce carte, la baza pachetului 3 de bâte. Bun. trei 3 de bâte vine cu o primă victorie, vine cu o primă bucurie, și cu cinci de monede legate de o problemă de sănătate sau o primă bucurie legată de o stare de singurătate, de abandon, e o problemă aici, e o închidere de karmă, e ceva benefic, da, care se întâmplă pentru tine și poate să fie o lună decembrie, așa cum ți-am mai spus, în care faci multe drumuri, dar drumuri scurte, oricumva în apropiere de casă, ori e vorba de tot felul de drumuri scurte pe care le faci pentru a-ți rezolva tot felul de probleme. Energia generală, îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, văd aici, dar pentru alții e clar vorba de faptul că se iau o decizie, se rezolvă ceva legat de un cuplu, în mod special pentru tine. În mintea ta, temperanța, foarte interesant. Temperanța vorbește de o legătură cu un săgătător. Dar, pe de altă parte, văd că tu încerci să calculezi, încerci să găsești un echilibru într-o anumită situație, poate vrei să te împaci cu cineva, poate vrei să negociezi ceva legat de locul tău de muncă, ceva legat de afaceri sau mai știu eu, ceva legat de o împărțire și parcă totul ține de tine. În In inima ta, asul de bâte, asul de bâte vorbește de un nou început, de o bucurie care ți se oferă. Vorbește despre o nouă persoană care poate să apară, dar eu tind aici să cred că e vorba de o flacără care se reaprinde într-o relație. Vezi că sunt lucruri care te vor surprinde și pe tine. La baza manifestărilor tale, pajul de cupe. O puternică legătură văd aici cu un copil sau cu o persoană mai tânără. Pentru alții dintre voi poate să fie o lună decembrie în care aveți o sensibilitate aparte și bineînțeles că aveți nevoie de multă apreciere, de multă iubire, însă văd că aveți o minte pacifistă, sunteți foarte liniștiți. Da? Și asta chiar vă ajută mult. Mai departe, șapte de cupe, păi dragi balanțe, cineva aici își face tot felul de iluzii în legătură cu voi, dar în egală măsură vezi că apar tot felul de oportunități în viața ta, asupra cărora e bine să acorzi o mai mare atenție. Da? Vezi că nu tot ce zboară se mănâncă, nu tot ce ți se oferă e și real și atenție puțin la cineva care nu are intenții bune în jurul tău. Următoarea carte, regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești văd aici o legătură puternică, poate cu persoane din trecutul tău, însă tot această carte să știi că vorbește și despre faptul că ai aici o persoană extrem de apropiată de inima ta, care te ajută, care ți este aproape, care te ghidează, care ține foarte mult la tine, iarăși văd. Și parcă te întorci într-un loc din trecut pentru alții. Ultima carte, Doi de bâte. Păi Doi de bâte îmi spune despre o persoană care își face niște planuri pentru un viitor mai îndepărtat. Vorbește și despre Uh, faptul că cineva și a concediu, cineva pleacă, cineva face o călătorie și parcă tu e nevoie să te ocupi de anumite lucruri. Nu știu, cineva de la muncă își ia concediu și trebuie să preiei tu sarcinile, da, șeful spune preia sarcinile și le preiei. Pentru alții, bineînțeles, că discutăm aici despre Faptul că se rezolvă ceva printr-o plecare a unei persoane, printr-o mutare, poate chiar e ceva legat de zona străinătății sau ceva legat de o așteptare foarte mare. Parcă cineva merge într-un loc lângă o apă sau ceva de genul acesta. Da? Primești o veste bună, uite, în plan profesional legată de străinătate sau e vorba de un proiect pe un termen mai lung și trebuie să te împarți între două direcții. Bun, cam atât, dragi balanțe, la modul general vorbind, pentru luna decembrie. Dacă ți s-au potrivit mesajele, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal și de asemenea nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Și de asemenea te invit la previziunile zilnice pe zodii, dar și la previziunile care apar în fiecare săptămână pentru semnul tău zodiacal și îți repet că fiind sezonul săgetătorului în luna decembrie, cam până pe 22, voi începe cu semnul lor zodiacal, iar apoi voi continua cu zodiile în continuare. Da, mă lasă și vocea. Te îmbrățișez și îți doresc sărbători binecuvântate și să ai parte chiar de o perioadă magică, pentru că oricum lucrurile se vor întâmpla pe neașteptate în viața ta și vor apărea schimbări absolut fantastice.